bucurie fără margini pentru acești copii. Tinerii sportivi recunosc că ei mereu visau la o vacanță pe litoral. Mai mult decât atât, marea au văzut-o doar la televizor. Sunt pentru prima dată la mare și îmi place foarte mult, e foarte distractiv. S-ai închipuit că așa va fi marea? Nu, credeam că o să vede de capătă, dar nu se vede. M-a impresionat la mare tot, unde ne-a cazat, tot, timpul a ținut cu noi. Ne facem la mare! Ura! 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 Mihai Leu, antrenor la Liceul Republican cu profil sportiv, spune că instituția nu beneficiază de bani din partea statului pentru odihna copiilor. Mai mult ca atât, plecarea la mare a tinerilor sportivi este o premieră pentru liceu. E prima oară au beneficiat de așa o ofertă care a fost binevenită pentru copii. De câți ani lucrez în liceu, niciodată nu a fost așa o ofertă de oameni de afacere care să le propui o odihnă la mare copilor. Pe litoralul Mării Negri, copiii se relaxează și se distrează de minunea aceștia, sunt mângâiați de razele soarelui și alentați de apele Mării Negre. Pentru ei este un adevărat lux. Unii din ei nu au fost la mare, dar nici la bazin. Omul de afaceri, Renato Usat, îi spune că a rămas impresionat când a aflat că elevii liceului nu au avut parte niciodată de odihnă la mare. Eu am aflat că foarte mulți copii din aceste internate în familii social vulnerabile care nu își pot permite o odihnă la mare, am hotărât să formez un colectiv din 40 de copii. Când am aflat că acești copii nu au fost niciodată la mare, m-a atins foarte mult și eu am luat o hotărâre să trimit 40 de copii la mare. În ultima zi de odihnă, elevii au avut parte de o surpriză, o masă de sărbătoare. Aici copiii l-au asaltat cu întrebări pe omul de afaceri. Unde v-ați petrecut copilăria? La mine părinții și profesorii la școală nu erau businessmani, oameni cu bani, da? Dar orice copil atunci avea posibilitatea să meargă la mare. E important să nu stai pe loc. Cât din ce dăstimiști înainte, cum te-ai oprit, gata. Pentru ca această vacanță să fie una de vis, copiii au avut parte și de un concert cu participarea interpreților autohtoni. Pe ritmurile muzicii, adolescenții s-au rupt în figuri de dans alături de Renato Usatăi. La ceas de seară, pe plajă, copiii au stat în jurul focului de tabără. Căldura acestuia i-a apropiat și mai mult în acest fel. După o săptămână de odihnă, copiii și-au luat rămas bun de la mare. Moldova rulit! Olga Sarivan, Ruslan Ismailov pentru Cotidian.